Cristina Neagu a fost înjurată de fanii Rapidului. CSM București a reușit o revenire fantastică și a eliminat Rapidul din Cupa României la handbal. De asta a avut parte Neagu la derbiul de la handbal dintre Rapid și CSM. Dați în mine, nu Neagu, e mesajul lui Vasile pentru rapidiști. Pentru mine, fanii Rapidului și scanderele lor nu înseamnă nimic. Neagu s-a răzbunat pe teren, a marcat de 6 ori, iar CSM a bătut Rapidul și s-a calificat în sferturile cupei. Pentru un simbol al României și pentru o doamnă cum este Cristina, nu cred că este modul cel mai bun în care putem să facem reclamă unui handbal într-un sezon care este fantastic pentru ambele echipe. Rapid a condus la pauză, dar CSM a câștigat cu 31-24. Este extrem de dureros. Ceea ce simțim acum, această înfrângere, deja devine frustrant, mă simt neputincioasă. Campioana olimpică de la canotaj, Radiș, a văzut pe viu primul meci de handbal. Cine ai susținut? Astăzi am fost susținătoare a echipei CSM București.